Dacă își iubesc animalele de companie, cetățenii trebuie să le și vaccineze împotriva rabiei. Populațiile de vulpi reprezintă principalul rezervor de virus rabic, iar câinii pot prelua și transmite această maladie foarte ușor. Totodată, pentru a fi vaccinați, aceștia trebuie înregistrați în baza de date, iar pentru acest lucru trebuie microcipați, însă, în județul Dâmbovița, oamenii sunt mai reticenți în ceea ce privește acest procedeu. Vaccinarea antirabică a câinilor cu stăpân se va efectua numai pe animale microcipate. Deci introducerea microcipului este o acțiune clară a Direcției Sanitar-Veterinare, o acțiune prin care noi trebuie să efectuăm această microcipare a câinilor. Această microcipare este contra cost, se face de către medicii veterinari concesionari. Deci costă microcipul, manopera și introducerea microcipului în baza de date. Este obligatoriu ca acești câini, să putem să-i vaccinăm antirabic, să fie microcipați. Direcția Sanitar-Veterinară a hotărât o sumă modică pentru procedeul de microcipare în valoare de 30 de lei. De asemenea, reprezentanții DSV Dâmbovița fac apel atât la bunăvoința oamenilor, cât și la sprijinul primăriilor pentru ca toți câinii de companie să fie microcipați. Atrag atenția pe această cale, atât primăriilor, cât și consiliilor locale, să ne sprijine în această acțiune, iar acolo unde oamenii refuză, pot să spun că legea este una singură și înseamnă amendă care se duce undeva până la 100 de milioane, deci 10.000 de lei noi, 100 de milioane vechi. Campania de imunizare se va desfășura timp de 2 luni, iar la nivelul județului Dâmbovița este vorba de 120-140 de mii de câini. Microciparea este obligatorie, iar în data de 15 martie a intrat în vigoare ordinul numărul 1/2014 privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân. Astfel, patrupedele trebuie înregistrate până la 1 ianuarie 2015. Pentru cetățenii care au deja câini cu microcip, medicul veterinar urmează să stabilească calitatea microcipului și dacă acesta poate fi citit. În cazul în care nu corespunde normelor, microcipul va fi schimbat.